Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Suntem înapoi pe BIMNG, doar că de data aceasta suntem pe multiplayer, aici alături de Adelinuș. Salutare! Ce vom face noi episodul acesta? Ei bine, am zis să fie ceva mai distractiv și ne-am ales aceste mașinuțe și o să facem la modul ne vom juca fără radiatoare și cum jocul ăsta este destul de realist, o să se întâmple exact ceea ce se întâmplă și în realitate, o să se supraîncălzească motorul, eventual poate sperăm noi să și explodeze, să bubuie ceva pe acolo, să vedem ce se întâmplă. Haideți să-i scoatem noi, uite aici avem radiatorul. Mașina are motor de 2 litri, fără modificări pe aici făcute. Adelin, ești gata? Da, haideți și pe... Au. Da, asta, ți s-a oprit motorul? Nu, l-am pornit eu. Ah. Oh, fancy. Păi da. Și la modul, dacă se încălzește? Pe loc nu prea se încălzește, mers mai mult. De fapt, da. Pare cum da, nu prea. N-are pe deci ce să pună putere. A ta? A ta. A mea? Da. Nu, e țiplă. Ce vorbești, mă? Știi cum e fumul după tine? E țiplă! Ia uite, hai pe aici. Aolo. Ce s-a dus băiatul. Și dacă vă place ideea cu BIMNG Multiplayer și dacă mă susțineți în continuare, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Haide, Adelin. Deci mergem. Fără radiatoare nu avem voie să reparăm mașinile. Dacă le lovim, adică hai să nu ne lovim. Okay. Mamă, ce frumos se aude. Shut-t-t-t. Păi de așa frumos. Shut-t-t-t. Adelin! Uf! Era să mă întâlnesc cu zidul. Trebuie să ieșim noi pe autostradă, doar că acum nu știu exact. Păi dreapta aici. Și ieșim imediat. Aici dreapta? Da. Sigur? Dai să mă orientez. Nu, pe GPS se mi-arată stânga. Și după trebuie să... Vino, follow me. Vino după mine. Ia-te un pec aici. Stai să alimentez puțin. Da, ai dreptate. Ai alimentat-o de tot, nu? Am alimentat-o, știi cum? Am băgat benzină de 100 în ea, acum mă duc. Așa rămâi. Așa rămân, îți dai seama că așa rău. Dar e ok, doar capota. Bine, doar era capot. Și radiatorul, doar că nu am radiatorul. N-a avut ce să spargă, știi? Ia uite, un euro 40 diesel. Haide. Mamă, s-a încins la mine, adică a trecut de jumate. Ce-i drept? La mine e mai un sfert și e full. Oi, a mers mai prudent. Am văzut ce prudent. Am avut o mică întâlnire cu gunoiul. Da, un se încinge. Se încinge, s-a aprins becul, fii atent. S-a aprins martorul. Vezi că poți să și... Vezi că câmp! Eu nu fac așa multă viteză. Da, nu știu, eu m-am luat. Sânga, sau hai de dreapta. Dă-i dreapta. A mea deja fumegă puțin. Și pau. A ta văd că se menține, nu scoate fum. Nu scoate, mă bag în depășire extremă. Reduce în viteză. Gata, i-am dat culând overheating. Eu i-am oprit motorul și o las să scadă chestii, nu știu. Mamă, nu e. Este mă? Da, mă, eu am luat viteză. Mamă, hai să-i dăm pe sus pe aici. Să vezi ce... Păi, să încălzim și cu radiator. Da, știu. Pare că nu mai trage, sau? Păi nu mai trage, că ți-a redus torcul. Mamă, ce fum începe să scoată și pe evacuare. Albastru, așa. Papă uleiul, nu știu ce îi face. Avem Lucera sau Castelletto. Hai, Castelletto. Bă, încă merge mașina, la modul chiar merge. Scoate ea puțin fum de nu te mai văd în spate. Dar în rest e foarte chill. Cred că am rupt un ax. Cred că învirează singură mașina. No, deci fii atent că deja am ajuns oarecum aproape de alt oraș, nu? Fără radiator. Da. Hai să vedem acum dacă și ajungem în celălalt oraș. Opa, opa, se supraîncălzește uleiul, îmi zice. Și au apărut probleme la ceva.
Nu știu. Eu, gata, i-am dat a 5-a și așa o las-o. Haide, turnești. Cum a 5-a pe aici, că aici ai viteză la a doua? Ce vorbești, măi, ca să nu... Haide, iau tu în fața mea. Hai. Mamă, până pleacă de pe loc asta, Adelin. Păi, de ce îi dai așa șpon, 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 că imediat o încinzi. Cum adică de ce îi dau așa șpon, 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 ce? Păi ai dat fu tu 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 tu. Ce? Așa, așa s-a auzit la tine? Da. La mine a fost... Ceva de genul. Te că am rupt tax. A, nu? Hai, mă, să ne dăm cu ea. Că e tractarea de Linda. Mai sus de 80. Gata. Turbocharger. Overheating, engine locked up, engine broken. Gata. Sunt gata, Adelin. Hai că vin să te tractez. Până aici am reușit să ajung. Eu mai merg. Cred că ajung până în Castelano. Mamă, dar tu ce ai făcut încă mai ține ta? Eu am mers încet. Ah, eu am tras. Dar tu ai și controlul accelerației. Am reparat-o, Adelin. Dar acum, pedeapsă, trebuie să mai renunți la ceva? Mai renunț... Zim la ce? Cutie nasoală, scot turbo-ul, scot evacuarea, îmi pun stage pe motor să-l încing mai repede, îmi pun... Așa, 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 hai, stage-ul ăla. Ok. O dau la blană? Da, fă-o blană, fă-o blană. Blană să fie Adelin. Blană să fie atunci. Îi dau doi sare. Îi pun și de asta cu dual clutch. Nu, tot pe manual îl las. Haide să vedem, n-avem nevoie de atâta combustibil, evident. 8500, turbină 30. Haide să apunem așa. Hai, să vezi acum. Și evident scoatem roțile puțin în exterior să pară mai... Gata? Ești gata? Da. Hai, ești pregătit? Hai, că merg în față. Haide. Dau tu acum pleacă. Pleacă lat aici? Ha? Pleacă lat? Nu, pleacă lat. Dă-i. Sunt în spatele tău. S-a oprit motorul, gata. Mamă, mamă, ce bine se aude. Înainte. Hai, păi. Dreaptă sau stânga? Păi nu știu, era stânga acolo. Mamă, Adelin, încep să fumeci, sau? Nu, ce ai? Băi, ce frumos se duce asta. Da, mă, pe asta îmi place mie să mă joc cu ea, că se întinde frumos. Se și auto. Ține bine. Auto aici, cu dăpăr. Băi, s-ar putea să-mi bubuie motorul de la turații. Pe bune? Da, mi-a dat de-aia cu... Adelin, Adelin. Ce? Da, cel mai bun șofer. Ce, m-am lovit? Nu! Da, te-am lovit eu acum. Nu m-ai lovit. Cred că temperatura e acolo unde trebuie. Eu îi dau până bubuie, mă. Dă-te așa, mă. Hai, mă, să ne dăm cu ele până bubuie. Dă-te că îi dau să bubuie, Adelin. Foloc, foloc, foloc. Da, și exact aia mi-a scris și mie. Adelin! I-ai dat în copăcel? M-am făcut. Praf? Da. Mai mere? Da. Pe bune? Bă, ce am reparat-o, da. Nu, no, era ruptă toată. Portofino? A, Portino. Ți-a plăcut ce frumos te-am depășit? Da, mi-a plăcut. Cel mai bun șofer. De această sesiune? Cam așa ceva. I-am dat puțin daună pe față, dar nu-i problemă, merge. E puțin lovită, dar... Păi, ok. Mamă, ce străduțe are orașul ăsta. Tu n-ai fost niciodată? Ba da, mă, de aici am plecat cu fancurierul. A, da. Uite un peco. Soame, dar numai la peco te baci. Păi dacă... mănâncă? Bine, ce n-are nicio treabă. Mănâncă benzină, ce temperatură. Mănâncă? Ulei? O, oh, trebuie... Am ajuns aici, cu ea. Chiar bă, dar chiar... Părăță. A, tu ai mai reparat-o, a? Da. N-ajungeam, îți dai seama. Sau... Putem să punem motor de 1.4, dar nu ne trebuie. Da, nu putem să facem prea multe chestii. Pot să-i dau MT? Nu pot să-i dau MT.
Mamă, poți să-i schimbi, poți să-i pui lip? Eu ce Hai tare. să ne dăm un litru de benzină și să vedem cine riscă Oh, mai mult. damn, boy, damn, boy. Corect. Hai. Da, dar eu am stage 3, am toate modificările posibile. Și ce contează? Aia a fost poruncata? Corect, corect, ai dreptate. Deci un litru? Un litru fix. Un litru fix. Gata. Vezi că poți să scrii. Ah, da, putem achinui 10 ani. Hai, mergi în față, că știu că ești mai sportiv. Gata, litru, cred că. Ratatata ăla. Merge. Jouzel. Ți-a bubuit motorul, nu? Nu, aia a nu? fost turbina. Ți-a bubuit turbina? Nu, aia a fost turbina cum face ea. Era încărcată. Ce încărcat, Adelin, că s-a auzit un bum și tot fumul după tine. Ce ai, mă? Băi, așa am auzit, serios să zic. Ia stai, mă. Gata, pe liber. E vale. A, eu asta am făcut de la ieșire, din Peco. Am oprit motorul și stăteam pe liber. Haide. Bă, ce mișto e jocul la modul... Ieșea foarte tare. Nu avea el cea mai bună grafică. Sau cele mai mișto mașini. Dar pe control și pe astea, wow. Cas. Mas. Plasă. Flas. Inventează cuvinte, nu știu dacă există flasă. Zvasă. Nu știu. Nu știu ce trebuia să inventez, minte scurtă. Mă, ai pornit motorul. Atâta. Mă, eu mă duc încă. Eu mă duc frumos. E, o să rămâi tu în pană, Adelin. Ce vorbești? Crezi că am băgat doar un litru, mă? Piu sau fraier? Corect. Am băgat 10 litri. Băi, eu încă-i trag așa cu un litru. Mers, mă, și eu. 63 la ora am. Cât ai? 50. Dai și spate rău, nu? Mhm. Te dai 60. 61. Ho-ho, ia uite mă aici, în valea asta. Mamă, valea seacă. Ba, mă, chiar că ce vale. Vine, Adelin. Vezi că vine un viraj puternic. Nu! Chiar că... De ce n-ai luat-o pe partea aia? Că e un drum de pământ. Hai, nu, o luăm pe aici. Mergem. Ia uite-o ea. Bă, n-am lovit. La modul... Pornem și eu puțin motorul. Atât ai putut să... Ce? Trebuie să încetinez, bă, să nu lovesc. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Mă lovești? Nu, nu te-am lovit. Mamă, dă-i frumos aici. Nu o frâna așa. Ca să-i oblig să oprești motorul. Păi, oricum era oprit. Să oprești motorul, că nu mai... Aaaa! Să audăm? Bă, mi-a sărit cuiva ceva. Mi-a sărit mie toată bara, Adelin. Păi asta meriți. Aaaa. L-am întărâtat. I-am tras. E tras-o? Aaaa, păi mi-ai spart toate patru roțile. Păi și ce n-ai voie să repari? Ce, păi dăm pe astea? A, păi tu stai și să vezi. N-am voie să repar? Bine. N-ai șanse să mă ajungi. Ce vorbești? O să-ți consum motorina până la un punct. De asta da. Sau o să-mi dau tot o meda singur, cum i-am dat în direcție. Eu n-am trei roți. Și una spartă pe spate, sunt pe jantă. Și totul suferi. Ah, n-am văzut baricada asta. Bă, încă rezistam. Ah, încă merge, mă, ce vorbești, încă merge băi. Mașina? E
tank. Haide. Bine, o roată să plimb așa. Cred că trebuie să îmi dai push. Nu e în ansamblu mașinii, dar în rest e... Ba nu, ba nu, ba nu. Am intrat prin șanțul ăsta, stai să vedem, stric tot aici. Mulțumesc. Bă, deși, deși uite, am intercooler, deși eu n-am. What? Și tu ai intercooler? Da, știu. Unde? Jos. Nu știu. Pe intercooler, nu e radiator. Mamă, ce am făcut. Haide, Adelin, îți merge? S-a normal. Ai terminat combustibilul? Nu vezi? Tu l-ai terminat? Nu, eu văd că ești într-un punct și nu mai faci nimic. Păi nu mai poți să ies de aici. Păi de ce? Pentru că... Că nu mai e combustibil. Pan combustibil. N-auzi motorul? Vrei să-ți dau un mic push? Dacă se poate. Mulțumesc. Nu ți-am avariat nimic vital. Mai poți unul? Haide mă, pe bune, am plecat. Hai, gata, 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 gata. Consum combustibil. Merge? Da, dar n-ai dat-o în mine cumva? Când? Mai devreme. De ce spați mă joc de mine? Că nu pot să te prind. Gata, mă, haide, dă-i și tu. Trage în ea. Ce să-i dau, că mai am o singură roată întreagă. Trage în ea așa, uite, te las. Aici, la stop. Stop violența, jos ranga! Bă, mi-ai dat-o la modul, n-am pățit nimic. Și tu mi-ai dat-o la modul, n-am pățit nimic. Mamă, ieșim pe autostradă de acolo, pe aici. Ce să mai ieșim pe autostradă? Eu am dus să-i dau să văd cât mai merg cu combustibilul ăsta. N-am bubuie motorul, se încălzește. A, n-ajungem la autostradă. Adelin! Parapet! L-ai luat? Mă găsești, da, mă găsești pe șosea. O să vin și eu, sunt lat deja. Bă, dar cine... Mi s-a oprit motorul și cred că nu mai am nici combustibil. Nu-mi dau seama. Cred că s-au terminat ambele. Adelin? Ia uite-mă, nu mai în drifturi vin. Ți-ai reparat-o? Nu. Eu nu mai am combustibil, Adelin. Și e gata și motorul. Eu mai am combustibil și merge și motorul. Aline așa că încă o poruncă. Ce poruncă? Nu știu ce mai pun pe aia, ce mai scot. Îmi se pune eu cutie proastă rău. Păi, mai proastă decât asta două am. Nu e. Nu, nu n-ar, numai în 6 trepte sunt. Ce pot să-i scot, ce pot să-i fac? Cred că pot să-i pun niște roți mici, doar că tu nu o să vezi. Da. Pot să-i pun... 14 pe 5. Pune 14 pe 5. Ce ai, mă, că târâi asfaltul. Asta e și ideea, porunca, hai, 14 pe 5. Bă, e Caterinca la modul, zici că-s de bicicletă. Sunt foarte mici. Sunt foarte mici. Adelin? Nu te mai chem. Ai făcut o hashback. Mie mi-ai scos capota. Hai să-i dăm turbo, să vedem că duce un litru cu adevărat. Păi da, dar pe mine nu mă ține răcire. Hai mă, dă-i așa, că și... Gata, mă, vin! Ți-a bubuit motorul? Nu. Trage puțin dreapta mea. Da. Serios să zic. Mamă, mamă, ce depășire! Wow. Și încă merge mașina, Adelin. Încă de merge, încă... Adelin. Mai merge acum? Da. Acum? Da. Da, ia auto, ia. Hai aici pe autostradă să vedem când ne duce. Păi da, stai că nu știu cum să ies de aici. Hai mă, dă-i că F7, că și eu mă păi repar. Păi nu, că așa. Nu vreau să o repar. Aaaa. Ai pierdut. N-am pierdut. Mamă, deci dacă o vezi pe a mea, Adelin. Ia,
Să-mi zici cum arată la tine. Nu știu, la mine e bara căzută și cam atât. Pe bune? Da. Wow, deci nu... Nu... Hai, e tot o meda toată. Haide. N-ai sens acolo la Cernavodă, nu? Nu, nu, nu. Na. Mi s-a oprit motor. Hai, dă-te la ea. Bă, de mereu aud bumul ăla cum îți bubuie motorul. Nu știu ce bubuie. 2-4, 2-5, Adelin. Se încinge, se încinge. Ce? Piston rings. Se încinge, am pană pe față. Bă, da, te ține litrul ăsta, chiar te ține. Bine, n-am mers nici 5 km. Gata, mi s-a oprit motorul, Adelin. Dă-i, dă-i mine, dă-i mine, fără milă. Mă găsești lat. Nu te crezi că fugi. Și încă merge. Bă, și a mea cred că ar merge, dar nu mai am combustibil, nu mai am nimic. Nu mai aveam de la de răcire. Mi-au sărit planetarele, mi-au sărit. vom lăsa și noi episodul acesta aici. Dacă aveți orice idee de challenge, dacă aveți orice, habar n-am, orice idee, nu contează care sau n-are treabă cu jocul ăsta, poate de la ideea voastră ne pleacă nouă altă idee, cine știe. Lăsați în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Rex, alături de Adelin, șofer profesionist, după cum se intitulează. Exact. Și ne vedem data viitoare. Pa, pam!